Diurna acordată polițiștilor a crescut de la 1 ianuarie 2019. Concret, indemnizațiile de detașare și de delegare vor fi majorate cu 3 lei, ceea ce înseamnă o creștere a diurnei de la 17 la 20 de lei pe zi. Aș putea spune că nu este cea mai așteptată veste, pentru că majorarea diurnei și pentru polițiști s-a făcut în contextul în care pentru toți bugetarii această diurnă a fost majorată. Nu este o creștere semnificativă, aș putea spune că e chiar derizorie. Dacă stăm bine să ne gândim, nu ajunge nici măcar de un meniu zilei raportat la o zi întreagă. Ai putea să mănânci eventual o dimineață și un prânz, poate atât, dar seara să nu mai mănânci nimic. Și atunci, așa cum am menționat, nu este o creștere semnificativă, iar cei din Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual nu sunt deloc mulțumiți de această, așa spusă, majorare. De asemenea, persoana delegată într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 de kilometri de localitatea în care își are locul permanent de muncă și care nu se poate înapoia la sfârșitul zilei de lucru, va beneficia de o alocație zilnică de delegare compusă din o indemnizație de delegare în cuantum de 20 de lei pe zi, indiferent de funcția pe care o îndeplinește și de autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea. O alocație de cazare în cuantum de 230 de lei pe zi, în limita căreia trebuie să-și acopere cheltuielile de cazare. Mai mult decât atât, ordonatorul de credite va putea aproba, în situații temeinic fundamentate, majorarea alocației de cazare cu până la 50%, însă în acest caz va fi nevoie de prezentarea de documente justificative.